Din toamnă putem reveni la normalitate, asta a declarat medicul Alexandru Rafila. 45 de zile, atât crede acesta că va mai dura perioada de creștere a numărului de cazuri de COVID-19, iar soluția legată de revenirea la o viață normală o putem obține prin vaccinare. Potrivit medicului Alexandru Rafila, românii trebuie să meargă în continuare să se vaccineze pentru a se reduce numărul de infectări. Însă, capacitatea de vaccinare trebuie să ajungă la cel puțin 100.000 de persoane pe zi, inclusiv sâmbăta și duminica. Peste 64.000 de oameni au fost vaccinați în ultimile 24 de ore la nivelul țării noastre, dintre care au fost raportate circa 200 de reacții adverse. Credeți că am putea reveni la normalitate din toamnă? Nu cred. Nu cred, pentru că dacă iese ordin să meargă înainte, bine ar fi dacă se vaccinează multă lume, s-ar putea totuși să zică, să mai fim și presiunea străzi, să zică, mă, s-o lăsăm mai ușor. Problema este că să ții școlile închise, atâtea milioane de elevi, atâtea ăștia, e una când îl învață profesorul în clasă și una când se uită el pe internet pe ăștia. Deci e problemă să închizi toată industria, să închizi localurile, să închizi prin stațiuni, prin așa. E mare de bandat, dar rămâne de văzut. Severinenii nu mai au încredere nici măcar în medici, iar acest lucru ne pune un semn de întrebare. Aceștia nu mai suportă restricțiile impuse de autorități, însă le este frică să se imunizeze. Cu toate astea, de la începutul pandemiei, peste 1 milion de români s-au vaccinat, cei mai mulți primind serul Pfizer. Eu nu pot spune că sunt de acord cu ceea ce medicii spun, având în vedere că astăzi primim doar minciuni. Iar medicii astăzi spun una, mâine fac alta, schimbă deciziile de pe o zi pe alta, ce visează astăzi fac mâine. Pe lângă faptul că virusul este considerat în mare parte o minciună, iar restricțiile sunt din ce în ce mai dure, cazurile de COVID-19 cresc alarmant de la o zi la alta. În ultimile 24 de ore, alți 175 de români au pierdut lupta cu virusul. Medicul Alexandru Rafila consideră că trebuie să avem aderență la vaccinare, pentru că e un pericol evident dacă oamenii vor fi prost informați, mințiți sau tensionați.